Evenimentul de astăzi a fost gândit nu doar de mine, ci de toate bibliotecarele din Dej. Suntem toate bibliotecarele școlilor din Dej. Ne-am gândit să aducem biblioteca un pic afară. Din păcate, nu prea intră copiii în bibliotecă și atunci venim noi la ei acasă. I-am și îndemnat să citească oriunde, chiar dacă nu intră într-o bibliotecă, să citească în parc, acasă, unde le face lor plăcere. Evenimentul face parte dintr-o suită de evenimente, de fapt, organizate de Casa Corpului Didactic Cluj. Și anul acesta s-a ținut la Dej Ziua Metodică. Eu am ținut neapărat să se facă într-un spațiu non-formal și să fie o activitate non-formală. Să încercăm să aducem non-formal în educația copiilor. Mie mi se pare că are un impact extraordinar asupra lor. Le place și altceva decât să stea și să citească la modul clasic. Așa s-a gândit acest eveniment, primul, în acest an și sperăm de anul viitor să devină o tradiție la în fiecare an, de 1 iunie, să ieșim cu bibliotecile în stradă. Nu vrei să mori prin mine, să ai anticipare, ci vrei să trăiești bine și nu vrei să te apărăm. Nu vrei să te apărăm. Nu vrei să te apărăm. Nu vrei să te apărăm.